Conferințele pentru femei sunt un timp extraordinar pentru împrospătarea fiecăreia dintre noi. Așa cum venim împreună în prezența lui Dumnezeu, inimi vor fi vindecate, vieți restaurate, speranță se va naște. Timpul de laudă și închinare a fost mereu un loc de reaprindere a pasiunii pentru închinare și rugăciune, iar mesajele ne-au adus chei pentru viață, dar și credință cu privire la situații practice cu care ne-am confruntat. Este destul un cuvânt de la Domnul și totul se poate schimba. Vino! Și Petru a ieșit din barcă și a început să umble peste marea care înainte cu doar câteva clipe l-ar fi putut înghiți. Domnul Iisus nu a oprit în acel moment furtuna, nu a oprit vântul sau valurile, dar cuvântul lui i-a dat putere lui Petru să calce peste apa care doar cu câteva clipe înainte l-ar fi putut omorâ. Noi credem că în această conferință fiecare dintre noi vom primi putere să călcăm peste lucruri care ne-ar fi putut distruge sau ne-ar fi putut dărâma. Poate vom călca peste respingere, depresie, descurajare, dezamăgiri din trecut. Peste tot în Scriptură veneau oameni care din slabi au devenit puternici, din oameni timizi niște curajoși. Iar ceea ce i-a transformat pe ei a fost acel moment când l-au auzit pe Domnul cum le-a vorbit și s-au întâlnit față în față cu dragostea lui perfectă. Am pregătit un program extraordinar pentru copii, iar pentru bebeluși avem o cameră nou-nouță gata pentru conferință. Mesajele vor fi traduse în limbile engleză, franceză, spaniolă, dar și în alte limbi străine, așa cum va fi nevoie. Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați linkul din descriere. Nu uitați să vă înregistrați pe site pentru a beneficia de surprizele conferinței. Hai alături de prietenele tale, poate unele dintre ele sunt singure, poate se simt descurajate sau trec prin situații dificile, dar poate că unele doar vor să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Noi vă așteptăm cu mare drag!